găsit! Astăzi vom afla cum învingem o răceală în 24 de ore. Suntem în plin sezon al răcelilor și oricând ne putem trezi cu frisoane, nas înfundat, dureri de gât, stare de moleșeală. Dar, cum trăim în ritm alert, nu ne permitem nici măcar o zi de repaus total. Trebuie să mergem la serviciu, să ne ocupăm de copii și atunci avem nevoie de remedii rapide pentru a ne pune pe picioare. Se spune că o răceală tratată trece în 7 zile, iar una netratată într-o săptămână. Ei, și dacă lucrurile nu stau chiar așa? Specialiștii au demonstrat că există o metodă prin care putem învinge răceala în 24 de ore. Administrarea unei doze forte de multivitamine are puterea de a scurta radical perioada răcelii. Tot ce trebuie să faci este să iei în prima zi de răceală câte 2 capsule de multivitamine, dimineața, la prânz și seara, deci în total 6 capsule în 24 de ore. În următoarele zile, continui doza obișnuită cu 1-2 capsule pe zi. Doza inițială de multivitamine în cantități mari are rolul de a opri multiplicarea virusului. Astfel ai toate șansele să scapi de răceală fără să stai la pat și fără să iei antibiotice. Știm cu toții câte reacții adverse au medicamentele, antibioticele, antiinflamatoarele, așa că de ce nu am încercat soluții simple, eficiente și inofensive? Supa de pui, preferabil pui crescut în gospodărie, este un medicament excelent în gripă și răceli. Preparată la foc mic și cu tot cu oase, supa devine un super aliment bogat în colagen și minerale ușor asimilabile. Calciu, magneziu, fosfor. În plus, supa este hrănitoare și previne deshidratarea. Cel mai important este să acționezi în timp util. Orice întârziere înseamnă un tratament prelungit. Deci, cum simți primele semne ale răcelii? Ia-ți măsuri de precauție! Totuși, nu uita să consulți medicul sau farmacistul înainte de a lua orice medicament sau supliment.